Nu puteam să nu avem o astfel de conferință de presă de la revedere. Evident, m-ați întrebat de ce sunt aceste prăjiturele. Este firesc, e normal să mâncăm o prăjiturică împreună. Cristian Soare este prefectul județului Argeș din luna februarie anului 2016, când executivul de la acea vreme a decis schimbarea din funcția 19 prefecți din țară. Atunci Cristian Soare l-a înlocuit pe Mihail Oprescu. Prefectul a mai fost reprezentantul guvernului în teritoriu și în trecut, în perioada 9 mai 2012-13 martie 2014, astfel că este obișnuit să tot vină și să tot plece de la prefectura Argeș. A organizat conferința de presă de adio, chiar dacă numele său nu se regăsește pe lista premierului Sorin Grindeanu, cu prefecții care vor fi schimbați în funcție. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc tot bine din lume și acum vă invit în mod special să gustăm o prăjiturică împreună. Mulțumesc frumos! Cristian Soare a prezentat și un raport al activității sale din ultimul an, recunoscând faptul că nu a avut reușite pe toate planurile. La capitolul nerealizări, Soare a menționat faptul că pădurea Trivale din Pitești încă nu a devenit arie naturală protejată, deși procedurile au fost realizate aproape integral. Prefectul și-a exprimat speranța că noul ministru al mediului piteșteanu, Daniel Constantin, va duce proiectul la bun sfârșit. Din atitudinea prefectului, care și-a luat adio înainte ca premierul să-și exprime intenția de a-l demite, se înțelege faptul că Soare se cere a fi schimbat din funcție. Nu același lucru se poate spune despre alți prefecți sau subprefecți ale căror mandate au încetat la decizia premierului Grindeanu. Executivul a adoptat în ședința de guvern din 12 ianuarie 2017 o serie de hotărâri de guvern privind încetarea exercitării unor funcții publice de prefect sau subprefect, precum și numiri cu caracter temporar în aceste funcții publice. Prefectul din Giurgiu, Niculcea Zorinel, a fost numit inspector guvernamental și a fost înlocuit cu Crișu Nina Carmen, care va ocupa temporar funcția de prefect în Giurgiu. Prefectul județului Prahova, Ștefan Grigoraș Daniel, a fost înlocuit cu doamna Lupea Ioana Mădălina, care a ocupat funcția de subprefect în Prahova. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu prefectul de Argeș, care pare că își așteaptă nerăbdător schimbarea.